Salut, sunt Vlad Bilz, vă uitați la Hai Live. Salut, sunt Vlad Bilz, am 24 de ani și am făcut 2 luni de arest pentru jumătate de gram de cox, jumătate de gram de cocaină, 0,6 ca să fiu mai precis. Și am mai făcut încă 2 luni de arest la domiciliu. Trebuie să fac 120 de ore de muncă în folosul comunității și am 1 an și jumătate cu suspendare. Dar, repet din nou, pentru 0,6 grame de cocaină. Și acum vreau să povestesc prin ce am trecut eu, cât de proastă e legea din România. Pe de o parte, ca să-mi iau o piată de pe inimă și să, nu înțelegeți, și să înțelegeți că nu sunt un infractor sau un pari al societății sau cine știe ce Pablo Escobar, că Pablo Escobar nu vindea jumătate de gram de cocaină, și să nu treceți și voi prin ce am trecut eu. O să fie o grămadă de episoade și despre lege în sine, despre cum ajungi la pușcărie, cum te prinde garda, de ce m-am apucat de droguri, dar și episoade despre droguri în general. Oamenii care consumă droguri sunt niște oameni ca toți ceilalți. Nu sunt neapărat niște monștri, niște infractori, niște dușmani ai societății, niște boschetari. Sunt niște oameni care cel mai probabil au trăit niște experiențe foarte traumatizante, mai ales în copilărie, când pentru toată lumea copilăria e așa un loc vesel și frumos. Pentru ei nu a fost deloc, nici pentru mine, vorbesc și în cunoștință de cauză, copilăria nu a fost neapărat un loc foarte vesel pentru mine, de aceea nici nu prea îmi aduc aminte foarte mare parte din ea. Și oamenii au trăit niște traume, au avut niște probleme, fiecare cu problemele lui. La mine a fost partea de violență în familie, la alți oameni poate au divorțat părinții lor, au fost alcoolici, se certau mereu, își înșelau partenerul de viață. Nimeni din cei care consumă droguri nu a avut cea mai fericită copilărie din lume sau cea mai normală copilărie și, fiind copii, nu au știut ce să facă și au ajuns să consume droguri ca să scape de traumele acelea pe moment, să se simtă mai bine, să nu mai fie triști, să nu mai fie anxioși. Atât au putut ei la momentul de față, atât au știut, atât au făcut ca să treacă peste lucrurile acelea. Nu sunt dușmanii societății și nu sunt niște infractori și nu sunt niște oameni care merită distruși și trimiși la pușcărie și închiși acolo. Sunt niște oameni care sunt răniți și au nevoie de ajutorul societății ca să treacă peste ceea ce li s-a întâmplat. Eu m-am născut în orașul Mangalia, era un oraș foarte mic de provincie, un fel de sat cu blocuri, un fel de urban rural, ca să pot să-i spun așa, pentru că toată lumea știa pe toată lumea, era exact ca la țară și era mereu vorba despre rușinea asta, să nu îți faci familia de rușine, toată lumea știa cine ești. Nu era așa mare rușine să te duci beat acasă, cât era să te vadă lumea că te-ai dus beat acasă. De asta cumva e paradoxal din punctul de vedere în care toată lumea știa pe toată lumea, adică oricum știau toți ce face fiecare. Oamenii se ascundeau foarte bine. În București, de exemplu, dacă vezi un copil că fumează la colțul blocului, nu știi cine e și nu-ți pasă, treci mai departe. Dar oamenii ăia se gândeau, ăla nu e băiatul lucutare care fumează la colțul blocului, și rămâneau să se uite la tine cum fumezi țigări. Crezi că asta vine într-o lipsă de preocupare sau din ce motiv crezi că vine atenția asta la ce face vecinul și felul în care poți să amendezi treaba asta? Era un oraș în care nu aveai prea multe de făcut ca să-ți omori timpul liber. Oamenii de la muncă se duceau direct acasă. Era un subiect orice, deci efectiv orice. Și dacă vedeai pe cineva cu altul de mână, te gândeai dacă își înșală nevasta sau soțul sau altceva. Oamenii n-aveau ce să facă în timpul liber. Erau restaurante care se închideau înainte de ora 12 noaptea și asta înainte de pandemie, doar pentru că n-aveau clienți. Asta era viața în Mangalia. E exact ca la țară, e un sat cu blocuri, exact ca la țară. Și din ce fel de familie provii? Eu provin dintr-o familie din clasa de mijloc. Nu am fost nici bogați, nu am fost nici milionari aristocrați, mai știu eu ce, dar nu am fost nici săraci, să zici că aveam 7 frați acasă și nu aveam ce să mâncăm și mă încălțam cu ghetele lor ca la Charlie Chaplin. Am avut o familie din clasa de mijloc care, surprinzător, părinții mei nici nu au băut,
nici nu au fumat, nu au avut viciile pe care am ajuns eu să le am după aceea. Și lumea mă întreabă cum ai ajuns din niște părinți care nici nu au băut, nici au fumat, tu să te duci mult, mult, mult mai departe decât băutura și țigările. Pentru că părinții mei au fost foarte agresivi și foarte violenți cu mine și am căutat pe cineva care să mă iubească și am găsit anturajul și m-am dus în partea aia. Asta unul la mână și doi la mână, haideți să vă spun ceva. Eu n-am fost niciodată un golan, părinții mei erau foarte protectivi, foarte helicopter parents cu mine și aveam voie să ies acasă, să ies afară, aveam voie să ies afară vreo 2 ore. Asta în weekenduri după ce îmi făceam temele, am ajuns să am o da? Și asta la ce vârstă se întâmpla? Adică genul ăsta de manifestare din partea lor tăi, la ce vârstă se întâmpla asta? Până pe la 15 ani, deci de la 0 ani până pe la 15 ani, cam așa a fost pentru mine. Și știi cum e cu libertatea? Ideea cu libertatea e în felul următor. Ești ca un fel de pasăre într-o cușcă. În momentul în care se deschide ușa cuștii, ușa coliviei, te duci, nici nu știi unde te duci, nici nu înțelegi ce e cu libertatea, pentru că n-ai avut-o niciodată. Te duci unde vezi că ochii ai zburat și la un moment dat poți să faci niște greșeli, să pierzi cu totul libertatea aia. Ok, să vorbim atunci de partea de viața în cușcă, ca să zicem așa. Da. Viața în cușcă însemnând probabil la începutul liceului, clasa 8-a și liceul, nu? Sau cum, care a fost partea de viață în cușcă la care te referi? Până pe la 15 ani au fost mult mai restrictivi cu mine, adică n-am avut o copilărie când aveam 7 ani, 10 ani, 12 ani, până la 15 ani, cum a avut generația aia cu cheia de gât, că se întorceau părinții de la fabrică la ora 10 noaptea și copiii de pe la 1-2 ziua când terminau școala golă neau prin cartiere până la 10 noaptea. În niciun caz nu a fost vorba de așa ceva la mine. Plus că bunicii mei stăteau în Mangalia și mă lăsau la bunici, deci nu stăteam singur acasă să dau bairamuri. Dar cum îți petreceai timpul? Că tu, având 24 de ani, probabil că deja ai intrat în generația care nu mai ieșea în fața blocului, adică lucrurile se întâmplau mai degrabă online, presupun. Ba da. Ieșeai în fața blocului? Nu prea ieșeam, că nu mă lăsau părinții să ies din casă. Era foarte trist pentru mine din punctul ăsta de vedere, pentru că ceilalți copii aveau libertate de plină. Eu îi vedeam de la geam când stăteam în casă, cum fugeau și se jucau prin oraș. Îi vedeam de la geamul casei și pe mine nu mă lăsau și aveam așa un fear of missing out, pentru că îi vedeam pe alții că se distrează și eu nu. Eu stau în casă și chestia asta m-a urmărit foarte mult timp. După aia, când am ajuns la facultate, mă gândeam, ia uite mă, ăia stau în cluburi și se distrează și eu nu. M-a urmărit foarte mult chestia asta. Și îți dădeau vreo alternativă ai tăi? Adică stăteai în casă, dar îți oferau o alternativă de a-ți canaliza energia sau copilăria într-o altă zonă? Sau trebuia să stai în casă și erai tu responsabil pentru ce faci în casă, cumva? Stăteam foarte mult la calculator, erau la modă CS16 atunci, Metinul și alte jocuri și făceam lucrul acesta mai mult ca să evadez din viața reală, pentru că nu îmi plăcea copilăria pe care o aveam. Nici nu ieșeam foarte mult afară să mă joc, să alerg prin cartier. Părinții mei erau și foarte agresivi cu mine, mă certeau mereu, mă băteau și atunci nu îmi plăcea să discut cu ei, nu discutam deloc cu ei și aveam nevoie să socializez cu cineva și pentru mine prietenii din jocuri erau prietenii din viața reală. Tipul ăsta de abordare violentă din partea părinților tăi, când a început și care crezi că a fost motivația? Adică de la ce vârstă au început să se manifeste violent față de tine și ce tip de violență? Fizică, verbală, cum s-a manifestat tipul ăsta de violență? Care, din ce ai spus, stă la baza problemelor tale? Nici nu mi-amintesc de când a început. Cred că de când aveam 4 ani și am început să am conștiință și memorie, mi-amintesc că erau violenți cu mine. Maică mea era o femeie violentă prin atitudine, adică țipa mereu la mine, mă jignea mereu, ridica tonul. Știa că vecinii nu o să-i zică nimic, că ea lucra la spital în Mangalia și i-a mai ajutat pe vecini și atunci nu era frică că o să zică vecinii ceva. Și taică-miu era un om foarte violent din punct de vedere fizic, deși repet că el nu a băut, nu s-a îmbătat
nu a fumat, deci nu era de la alcool să spun că alcoolul îl face să fie așa sau alcoolul îi potențează latura asta. Efectiv, așa se manifesta el. Taică-miu nici măcar nu ridica tonul, lui îi era rușine de vecini, că poate nici nu se înțelegea așa bine cu el și îi făceau plângere după aia dacă țipa prea tare. Și taică-miu mă bătea fără să țipe la mine, doar se uita urât la mine și mă bătea. Și ai găsit cumva în personalitatea lor și în ceea ce sunt ei motivația pentru care se comportau așa? Ei se comportau așa, cel mai probabil aveau frustrările lor în viața adultă și nu știau ce să facă și cum să le managerieze. Când eram mic nu am reușit să văd lucrurile din perspectiva asta. Tu când ești copil crezi mereu că e vina ta, că părinții se comportă așa cum se comportă cu tine, că te bat sau țipă la tine pentru că tu ești un om greșit, ești un om rău, nu meriți să fii iubit, meriți să fii respins, nu ai nicio valoare și așa mai departe. Abia când ajungi să fii adult îți dai seama că e strict problema părinților cum reacționează la tine ca și copil, pentru că fiecare poate să reacționeze în 100 de feluri la un anumit tip de comportament. Și ție, dacă ți se întâmplă ceva greu în viață sau urât în viață, sunt oameni care trec mai departe, oameni care merg la psiholog, oameni care devin alcoolici, oameni care se sinucid și așa mai departe. Dacă, nu știu, le moare o rudă sau divorțează sau se îmbolnăvesc, află că sunt bolnavi, există 100 de răspunsuri la asta. Asta a fost răspunsul lor. La viață în general, probabil că ei erau stresați și din alte părți, de la muncă, de la colegii de viață, de la aspectul fizic. Și na, îți scade stima de sine la un moment dat. Tata la un moment dat ajunsese să o înșele pe mama să aibă alte femei. Mama a aflat și după aia au trăit despărțiți timp de 4 ani până au divorțat. Taică-miu dormea într-o cameră și mama dormea în altă cameră în sufragerie. Deci ei aveau probleme între ei ca oameni. Și asta la nivel de istorie personală, când s-a întâmplat? Când aveai tu câți ani s-a întâmplat această separare? Când aveam 13 ani sau 14 ani și pe mine m-a durut chestia asta, aș fi preferat să divorțeze. Sigur să fiu cu tine, aș fi preferat să divorțeze. Sincer să fiu, divorțul câteodată e un lucru bun, pentru că am văzut un mod total greșit despre ce înseamnă o relație. Ok, nu îți mai place de omul ăla, te duci și găsești alt partener de viață, copilul tău după aia poate să vadă cum arată o familie fericită sau cum arată o relație reușită, fericită, decât să vadă doi oameni care se urăsc și nu-și mai vorbesc și dorm separat și vede toată răceala aia și toată tensiunea și tot stresul. Sunt mulți părinți care văd din chestia asta ca o formă de parenting între ghilimele, adică o formă de educație, că îți bați copilul ca să-l educi sau ca să te respecte. Ei probabil au fost bătuți, nu probabil, mai mult ca sigur că au fost bătuți de bunicii mei în copilărie și ei cred că au ajuns oameni din cauza asta. Dar mie nu mi se pare că tu ai ajuns om doar pentru că ai o carieră sau ai o meserie. Dacă tu ca om ești foarte violent, ești foarte vulnerabil, mănânci dulciuri ca și sistem de coping ca să te simți mai bine, sunt conștient de faptul că atât au putut ei ca și oameni, adică nu am pretenții foarte mari de la ei, că știu și cine sunt bunicii mei și atunci am dau seama că nu, probabil n-au avut mai multe variante, dar ei nici n-au căutat exemple de parenting sau psihologi sau alte lucruri, rămâneau la modul, dar ce-s nebun să mă duc la psiholog, ei nu știau care e diferența dintre psiholog și psihiatru și au la modă, dar ce îmi zice psihologul ăla, pedagogul, cum să-mi cresc eu copilul, dar ce-s incompetent? Era o rușine să întreb pe cineva. Așa au făcut părinții mei, așa fac și eu. Mie, sincer, nu mi-au plăcut neapărat cum au crescut părinții mei. Eu mi-aș fi dat mai multă libertate, mai multă iubire, nu mi-ar fi păsat atât de mult ce note aș fi avut la școală. Nu am de unde să știu cum au fost crescuți ei de către bunicii lor. Ce pot să știu eu și ce mă interesează cu adevărat este ce o să fac eu în continuare. Nu am de gând absolut niciodată să-mi bat copilul, nici să-mi las, nu știu, viitoarea nevastă să îmi bată copilul sau ceva, o să interzic și ei chestia asta. Și nu mi se pare că e o idee bună de educație. Copilul nu o să te respecte pentru asta, o să facă ce am făcut și eu. Mi-a fost frică, am fugit, am căutat iubirea și acceptarea în brațele anturajelor, care erau niște oameni falși. Mi-au oferit droguri care la un moment dat m-au dus la pușcărie și mi-au stricat starea de sănătate. Și vrei să zic ceva? Cine ți oferă droguri nu te iubește.
Ok? Sunt niște lucruri care îți fac rău. Eu cu toate femeile pe care le-am avut în viața mea și cu care am fost într-o relație, nu le-am dat niciodată droguri. În afara faptului că am fumat iarbă cu ele, nu le-am oferit niciodată nici prafuri, nici pastile, nici timbre, nici picături sau mai știu eu ce, pentru că am văzut ce se întâmplă de la ele. Ți se face rău a doua zi, ți se face rău un club dacă ai băgat prea mult, îți provoacă dependență, viața nu ți se pare atât de mișto ca și când ai fi pe chestiile alea. Niciodată nu le-am oferit droguri, tocmai pentru că le iubeam și mi-am dorit să le protejez. Cea mai dură bătaie pe care am luat-o vreodată de la taică-miu se întâmpla când aveam 14 ani. Am luat bătaie cu niște cabluri, am avut urme de la cabluri pe spate, rând de la cabluri, n-am putut să dorm în noaptea aia. Mai aveam și arcada spartă, m-am dus la școală cu ochiul vânăt și cu tot felul de răni și de urme din acestea îndelungate pe spate. M-au întrebat profesorii ce s-a întâmplat, le-am zis că m-au bătut părinții, n-au reacționat, n-au făcut nimic în orașul ăla. Și în România, aparent, violența în familie este un lucru acceptat, tolerat social, chiar dacă este o infracțiune, deci violența domestică și violența asupra familiei se găsește în codul penal și lumea acceptă chestia asta că îți bați copilul. Eu la 14 ani nu știam ce să fac în situația asta, îmi doream într-un fel să mă răzbun pentru chestia asta, mă durea faptul că nici profesorii, nimeni nu-mi lua apărarea și m-am dus la poliție. De aici începe povestea să fie interesantă, m-am dus la poliție să mă ajute oamenii ăia și nici poliția nu m-a ajutat, pentru că și polițiștii își băteau copiii, și polițiștii erau părinți, și polițiștii comiteau infracțiunea asta din codul penal și își băteau copiii, dacă lăsau semne sau nu e partea a doua, dar își băteau copiii. Nu sărea nimeni de cur în sus de la violența domestică cum sar de la droguri. Și nu, și pentru că Mangalia era un oraș unde toată lumea știe pe toată lumea, polițiștii erau colegi de liceu cu taică-miu, nu au dus mai departe plângerea către parchet și nici eu n-am putut să duc plângerea către parchet, că nu știam atât de bine legea, aveam 14 ani, parchetul era în Constanța, eu stăteam în Mangalia. A fost foarte dur pentru mine să văd că nici măcar poliția nu mi-a apărarea și poliția e de acord că m-au bătut părinții. A fost foarte șocant și foarte m-a deznădăjduit foarte mult, m-a dezamăgit foarte mult lucrul acesta. Da, e când, adică tatăl tău când a bătut prima oară? Nu țin minte când m-a bătut prima oară. Când eram copil am avut buza spartă, am avut arcada spartă, nasul spart. Odată am luat bătaie pentru că am mâncat niște eclere și trebuia să dea eclerele alea la muncă a doua zi pentru că era ziua lui. El nici măcar nu mi-a zis să nu mănânc eclerele alea. Mi s-a părut foarte stupid. Probabil a refulat pentru alte lucruri. Și cumva la 14 ani tu ai simțit că ai suficient de multă încredere în tine cât să apelezi la mecanismul cumva administrativ, adică să te duci la școală sau la poliție, da, și să raportezi chestia asta. Adică violențele se întâmplau de mai de mult timp, da, dar da, atunci ai simțit că poți să faci, adică ai vrut să faci ceva pentru tine ca să remediezi treaba asta. Și eram doar un copil și nu știam ce să fac și nu-mi lua nimeni apărarea, nici eu nu puteam să mă apăr, că aveam puțini ani, taică-mui avea 30-40 de ani cât avea în momentul de față, mama nu-mi ținea apărarea, îi spunea lui taică-miu să mă bată, eu nu puteam să mă apăr singur de taică-miu pentru că nu aveam condiția fizică necesară și am zis cineva trebuie să ia atitudine în sensul ăsta, alți adulți care poate au condiția fizică sau vârsta sau alte lucruri necesare ca să poată să ia atitudine în cazul ăsta. Prima experiență cu droguri undeva pe la 13-14 ani, iarbă sau etnobotanice, cred că erau și etnobotanice la un moment dat, erau 10 lei cuiu cu etnobotanice botanice, era foarte ieftin pentru niște copii. Cea mai mare greșeală a vieții mele, anul viitor se fac 10 ani de când nu am mai fumat legale, să nu se apuce nimeni de așa ceva. Noi eram niște copii, nici măcar nu știam să rulăm, de-aia ne și dădea cu ele gata rulate, că noi aveam 13-14 ani, nu știam să rulăm. Și cumva Mangalia, totuși fiind un oraș, cum spui tu, de provincie, exista magazin de legale. Când le-am prins eu, se închiseseră deja magazinele de legale. Erau niște magazine cu niște frunze de cannabis cu poza lui Che Guevara. Alea s-au închis și patronii au vândut stocurile mai departe dealerilor, dacă tot au dat banii pe ele. Ok, și până în momentul în care ai găsit o refulare sau o cale de evadare în droguri, a existat în copilăria ta o altă metodă prin jocuri care... pe calculator.
Așa e, vadai. Da, da, jocurile pe calculator, stăteam foarte mult timp cu ochii în monitor și mă jucam Metin, Counter-Strike, mai căutam pe Google, nici nu prea aveam pe cine să întreb ceea ce nu știam, nu-mi răspundea nimeni, nici părinții, nici nimeni, și atunci tot ce nu știam căutam pe Google. Mai vreau să povestesc o experiență tot așa cu violența în familie ca să pot să termin capitolul ăsta. Odată am fost dat afară din casă de către taică-miu pentru faptul că ascultam muzică tare, ok? Și era iarnă și eu eram în pijamale și în șosete și trebuia să mă duc, am fugit acasă la bunici și era frig. Ce muzică ascultai? Rap. Rap, era ce rap? Cred că era Dragonul cu Cedea, dacă nu mă înșel. Era la mod în perioada aia hardcore, când vorbești cu mine, taci fă, de la Pașaman la hardcore. Ok, deci pe la 13-14 ani ai început să fumezi, deci asta a fost prima experiență cu drogurile. Da. Care da. Alterna între legale și iarbă, sau care era obiceiul tău de consum? Adică cum ai început, cum îți susținai obiceiul de consum, pentru că să consumi droguri presupune niște bani, și cum a evoluat obiceiul ăsta de consum? Ok. Ideea e în felul următor. De ce am ales să consum droguri? Ca să pot să mă simt mai bine fizic, să scap de anxietate, să scap de depresie, să scap de toate lucrurile acestea, să ajung până la urmă să fiu un om mai bun. Adică nu mi-am dorit să consum droguri ca să ofensez pe cineva, să încalc legea, să fiu un inamic al societății, să le fac oamenilor în ciudă, să mă cred șmecher și așa mai departe. Mi-am dorit doar să fiu un om mai bun, fără frică de respingere, fără anxietate, fără depresie, fără nimic. Eu eram foarte timid, deci dacă vorbeau niște oameni într-un grup, trebuia să ridic mâna ca să spun și eu ceva, nu puteam să îi întrerup pe oamenii aceia. Și consumul de legale și de iarbă, cum compensa chestia asta? Pentru că un efect advers de la iarbă și chiar și de la legalele care se fumau este tocmai anxietatea. Și cum compensa cumva ceea ce nu primeai în mod natural, emoțional, psihologic de acasă? Adică cum funcționa la tine? Iarba nu prea funcționa. Singurul moment în care a funcționat iarba era când fumam foarte mult. Sunt două tipuri de spargeri la iarbă, high și fucking stoned. În momentul în care ești high, ai anxietate socială, te gândești la ce o să zică oamenii, pare totul foarte creepy sau foarte ciudat, faci overthinking. Eu în general făceam overthinking și când eram treaz, eram foarte speriat și mă gândeam la toate scenariile din capul meu, dar când ajungi să fumezi foarte multă iarbă și ești fucking stone baked, cum vrei tu să-i zici, atunci nu mai ai gânduri în cap, atunci atingi starea aia de liniște sufletească, de efectiv nu mai pasă, și după aia dormi pe canapea. Și ai început, ai zis 13-14 ani, da? Da, da. Asta coincide și cu episodul ăla de violență extremă pe care îl recunoști, adică dintre toate momentele de violență pare că ăla te-a marcat în sensul care ai căutat și ajutor. Ăla cu poliția, da, am căutat și ajutor, și când am fugit desculț pe zăpadă să mă duc la bunici, la fel, bunicii n-au vrut să mă ajute că au zis că nu se bagă în familia mea, nici măcar bunicii nu mă ajutau. Bine că nu stăteam în București să trebuiască să merg pe zăpadă de la Bercin la drumul Taberei în șosete și în pijamale. Bine că era un oraș mic, Mangalia, nu? Și obiceiul de consum a continuat. Da, da, a continuat și în liceu atunci. Sub ce formă? Deci la 14 ani, vama veche. La 14 ani ești în clasa 8-a, nu? Da, adică, da, așa. Ok, și intri la liceu, da. Era cumva un fel de concurență în privința liceelor din Mangalia sau în principiu ajungeai oricum la liceele disponibile? Deci, eu am fost la un liceu foarte bun, am fost la mate info bilingve engleză la prima clasă, am intrat cu 9.30 sau ceva de genul la clasa aceea, eu am fost mereu un om care a învățat școala, am avut 10 pe linie în clasa 8-a, chiar dacă fumam iarbă și legală, am fost la olimpiade la fizică, la informatică, la limba engleză, la matematică și așa mai departe. Eu mereu am fost un copil cu minte la școală, adică n-am avut 300 de absențe și nota 3 la fizică, de exemplu, ca să nu mă bată părinții acasă. Pentru mine faptul că luam 10 era singurul moment când mă simțeam iubit. Dacă luam nota 9, mama țipa la mine și mă întreba de ce nu am luat 10. Și am învățat mereu școală și în liceu am învățat școală. Emoțional se manifesta iubirea asta într-un fel când tu aveai rezultatele respective sau asta te așteptai tu să se întâmple și nu se manifesta cu adevărat? Adică ce crezi că te-a motivat pe tine totuși să ai niște rezultate academice bune
În condițiile în care oricum ți-o luai, adică care a fost să motivația ta intrinsecă ca să poți să ai rezultatele astea? Faptul că nu țipea maică-mea la fel de mult la mine când luam 10, nu mai compara cu alți copii dacă luam note mai mari decât ei și îmi zicea bravo și cam atât tot. Deci maică-mea niciodată nu m-a luat în brațe sau să fie o persoană emoțională sau sentimentală cu mine. Avea și ea probleme la partea de conectare emoțională. Dar tu pentru tine te raportai, adică te raportai la faptul că dacă eu învăț și fac niște lucruri pentru mine, obțin niște chestii pentru mine, sau toate erau ca să ameliorez, să aplanez situația de acasă? Îmi doream foarte mult iubire și validare și alea erau momentele mele de validare. Deci dacă erau 12 materii la care luam 10, aveam 12 momente de validare. Deci asta conta pentru mine, să mă simt că sunt validat, să mă simt că sunt bun. Eram și foarte timid în perioada aceea și lumea mă asculta când citeam temele sau când vorbeam în fața clasei, era singurul moment. Pentru că dacă ar fi fost pauză și toți colegii ar fi vorbit între ei ca un grup de prieteni, eu nu aș fi avut niciodată tupeul să întrerup sau să-mi spun și eu punctul de vedere. Ambele, era și un moment de validare că simțeam în sfârșit că sunt bun după atâta critică și după atâta bătaie, dar era și ca să nu-mi iau bătaie acasă, să nu se comporte urât părinții cu mine. Erau alți copii care puteau să ia și nota 6 și nu interesa deloc pe părinți ce fac. Ok, și ai început să fumezi. Legale și iarbă. Legale și iarbă, după care în liceu ce-ți povesteam, perioada de Vama Veche, descoperisem Vama Veche, descoperisem Molotov Vama Veche. Înainte de Vama Veche trebuie să povestim un pic despre ceea ce mi-ai zis în preproducție și când discutam despre subiectul ăsta și mi-ai spus că la un moment dat tu ți-ascundai ce aveai de fumat în spatele cutiei poștale și mama ta a găsit. Adică care a fost momentul când ai tăi au aflat despre consumul tău? Momentul când ai mei au aflat despre consumul meu a fost în clasa a noua, când îmi ascundeam jointurile în spate la cutia poștală în scara blocului. Mie mi se părea că așa scap eu, că dacă ar găsi niște jointuri la mine în cameră, nu puteam să zic că au venit niște boschetari și au pus jointurile acolo, că era stupid, cum au venit niște boschetari la noi în casă și n-au furat nimic, nici televizorul, nimic, doar au pus jointurile sub cărți. Și atunci îl puneam în spate la cutia poștală. A coborât maică-mea scăile la parter, mă vedea că sunt cu mâna pe acolo, a venit la modul ce e asta și a scos dita mai jointul de acolo. A, deci te-a prins chiar când tu le ascundeai. Da, da. Dar boschetari în Mangalia existau? Da, surprinzător, adică puteai să justifici prin boschetar ceea ce se întâmpla acolo? Erau oameni foarte săraci în Mangalia care au ajuns boschetari la un moment dat și n-aveau bani să fie boschetari în Constanța și atunci au rămas boschetari în Mangalia. Deci în clasa nouă, maică-ta ți-a găsit un joint în cutia poștală, da, timp ce tu l-ascundeai. Da. Și cum a reacționat? Cum s-a poziționat? Că până atunci abonesc că nici măcar nu-și punea problema ca tu să te droghezi, nu? A fost foarte dezamăgită și foarte supărată, nu mi-a dat jointul ăla înapoi niciodată, nu știu ce a făcut cu el, nu cred că l-a aruncat la gunoi, că l-am căutat acolo și nu era. Și m-a pedepsit, ok, a țipat la mine. Taică tu a aflat? Da, da, m-a bătut taică-mi atunci. Ok. Și după aia a intrat la liceu, pe care și-l doreau părinții și la poate într-un fel și tu, pentru că era liceu bănesc din Mangalia care se potrivea pe ceea ce tu doreai să faci, nu? Eram foarte mult orientat către oameni, mi-au plăcut mereu oamenii mai mult decât cifrele și calculatoarele și părinții mei au vrut la matematică, informatică, bilingvă, engleză doar și doar pentru faptul că era prima clasă și era o mândrie pentru ei faptul că copilul meu e la prima clasă la cel mai bun liceu din oraș. Și ai simțit vreun fel de recunoștință sau mândrie din partea lor pentru treaba asta? Nu, nici măcar nu îmi luam ce îmi doream eu. De ce spuneam că am stat așa ca o pasăre în colivie? Eu și dacă îmi doream haine, maică-mea nu îmi lua ce haine voiam eu. Dacă ei nu-i plăceau, dacă eu voiam un hanorac cu glugă, mama zicea, dar de ce vrei să jefuiești o bancă, ești golan, de ce vrei să-ți acoperi fața cu o glugă, de ce nu-ți pui fes pe cap? Și nu mi-l lua. Ok, deci pare că ei cumva se preocupau să aibă control asupra lucrurilor care li se păreau lor importante pentru tine. Da, da, de parcă își cumpărau lor haine și nu mie. Voiau să-mi controleze fiecare aspect al vieții, de la haine, la clasă, la absolut orice. Tu n-ai mai multă putere de decizie în sensul ăsta. Nu. De asta m-am apucat și de fumat țigări, pentru că mă simțeam rebel că în sfârșit am eu puțin control asupra vieții. Ajungi la liceu, da? Pare că modelul de consum escaladează. În sensul în care în vara puteai să te duci în Vama Veche, Mangalia fiind foarte aproape.
Și acolo iei contact cu alte substanțe. În primul rând, prima întrebare este: consumul tău regulat de fumat legale sau iarbă, ăla continuă și de-a lungul anului școlar, ca să spun așa, în liceu? Știi ce m-a salvat pe mine de legale? M-a salvat liceul teoretic, pentru că era o rușine la liceul teoretic să fumezi legale. Nimeni nu fuma legale la liceul teoretic. Lumea fuma iarbă, oamenii aveau mai mulți bani. Dar era amendat la modul social, adică dacă fumai legale, erai cumva... Da, era o rușine să fumezi legale la liceul teoretic. Adică dacă trecea pe lângă tine și tu fumai un cui și nu mirosea iarbă, erai cumva... considerat ce? Sărac? Sau... Și sărac, și retardat, și prost, și prăjit, și în toate felurile. Era o rușine să fumezi legale la liceul ăla. Și ai continuat în liceu pe iarbă? Da, da. De-aia m-am lăsat de legale, că era o rușine și nu fuma nimeni. Când eram în școala generală, mai fumau colegii. Cumva era etalonul social să fumezi iarbă la liceu. Da, da, ăla era etalonul social. Deci în timpul social... anului fumai... Da? Da? Și tu ai spus că ulterior, în timpul verii, când erai în vacanță, ai început să mergi în vamă și acolo ai luat contact cu alte droguri. Da. Cum s-a întâmplat asta? În ce an? Raportat la anul școlar, în clasa 9-a, 10-a? În vara dintre a 9-a către a 10-a am fost în vama veche. Eu deja citisem despre alte droguri pe internet, despre ecstasy și amfetamină, și am zis hai să văd ce e cu ele, pentru că iarba îmi dădea anxietate, nu prea funcționa mereu. Și dacă mă stonărea, stăteam blocat pe o bancă dacă mă stăunărea iarba și adormeam acolo, nu stăteam să discut cu oamenii. Am ajuns în vama veche, am întrebat pe cineva de la Molotov, știi cumva vreo boabă pe aici? El a zis da, mi-a dat un Philip Plain portocaliu hexagonal așa, și ăla a fost primul contact cu drogurile mai tare decât iarba, pastilele și după aia amfetamina. Asta a fost anul din a 9-a spre a 10-a, deci da. Aveai aproximativ 15 ani atunci. 15 ani, cam așa, da. Și atunci ai luat primul ecstasy. Da, ca să îmi înving frica de respingere, anxietatea, și să pot și eu să vorbesc cu oamenii, să vorbesc cu femeile, să-mi exprim emoțiile față de ele. Îmi doream foarte mult să-mi exprim iubirea, dar îmi era rușine, mă gândeam că fetele o să țipe la mine și o să se comporte urât cu mine și o să mă respingă cum m-a respins maică-mea, și îmi doream foarte mult o relație și credeam că asta o să mă ajute să am mai mult tupeu. Dar aveai un istoric în care se întâmplase asta cu femeile sau era o presupunere bazată? Era doar în capul meu. Doar în capul meu, mi-era atât de așa de rușine să vorbesc cu ele și tremuram și emiteam atâta anxietate încât și dacă m-ar fi respins, sunt perfect conștient de ce m-au respins. Și eram așa rușinos, nu, am o glumă la stand-up că replica mea de agățat e scuză-mă, știi cumva ce temă avem la franceză. Ăla era nivelul meu, mi-era rușine să-i cunosc că îmi place de o fată și voiam într-un fel să îmi exprim empatia și emoțiile și tot ceea ce simțeam pentru ea. Deci intenția ta era o dată de validare socială în privința sexului opus, fete și așa mai departe. Cât ai conștientizat sau dacă a însemnat pentru tine ceva validarea personală a ta, adică părerea ta despre tine în tot contextul ăsta? M-am simțit foarte bine atunci și foarte rău după. Foarte bine atunci pentru că puteam să-mi exprim sentimentele și iubirea și aveam o părere mai bună despre mine și eram mult mai pozitiv în sensul în care totul o să fie bine, meriți să fii iubit, ea te iubește și așa mai departe, dar a doua zi am trăit cea mai mare depresie din viața mea. Am fost caput, n-am făcut duș, n-am mâncat, dormeam în pat și așteptam să treacă ziua mai departe. A fost oribil. Vorbim în continuare de prima experiență cu așa ceva. Da, da. Mi-a luat toată serotonina din mine, tot hormonul fericirii și al bucuriei. Eram caput a doua zi. Și după aia ai continuat să mergi în vamă? Da, am continuat să merg în vamă, am continuat să consum ecstasy pentru că puteam să dorm a doua zi de la ele, de la amfetamină nu puteam să dorm deloc, nu mai mâncam deloc. Și ce e de menționat la asta cu vama, se întâmpla câteodată să mi se facă rău de la pastile, de la Punisher albastru sau de la alte pastile, și nu puteam să mă duc acasă. Îmi era frică că o să vadă părinții mei că m-am drogat, mama lucrând la urgență, la spital. Poate avea experiențe cu genul ăsta de oameni, cu genul ăsta de activități, și chiar dacă mi-era rău și chiar dacă voiam să mă duc acasă, nu mă duceam acasă, rămâneam în același club, în același anturaj de consumatori și de oameni care te învață la rău și sunt o influență negativă asupra ta, doar ca să mai revin puțin să nu mă duc așa drogat acasă. Deci, practic, tu mergeai în vacanță de vară, în vamă, da? Da.
Și câte zile stăteai? Mergeai în weekend sau cum eram, îți programai? Eram din Mangalia, mă duceam erai seara. Foarte aproape, într-adevăr, dar cum îți programai ieșirile? Că totuși chiar și Mangalia necesită o mașină să te ducă. Era autobuz, până la 8 seara era autobuz, te duceam în vamă. E o logistică, deci tu te duceai în vamă. Da? Și te îndorceai când? Te îndorceai, nu te îndorceai noaptea aia, te îndorceai ora a doua zi, ori mai stăteai încă o zi. Nu, mă întorceam la 6 dimineața, plecam în vamă la ora 8 seara cu autobuzul și mă întorceam la 6 dimineața sau la 10 dimineața tot cu autobuzul. Ai tăi într-un mod surprinzător te lasă să mergi. Da. Și ai avut o înțelegere cu ei referitoare la când poți merge în vamă, cât poți să stai, adică cum te lăsau. Sau și-au luat mâna de pe tine complet și au spus, ai intrat aici cu care trebuie, pare ok, ne luăm mâna de pe el. Deși asta cumva, dacă pot să fac o scurtă paranteză, contrazice faptul că te-a prins recent, nu, mama ta, cu droguri. A fost vreo 6 luni distanță, ceva de genul. Ideea e în felul următor, ei nu și-au luat mâna de pe mine. Ei în timpul anului școlar, când nu era vară și vama veche, nu mă lăsau să golănesc, să stau mai mult de 2 ore. Și mă duceam în vama veche, unde consumam ecstasy și speed, repet, ca să pot să am mai mult curaj să-mi exprim sentimentele și ce simt eu pentru anumite persoane. Și vreau să spun un lucru, faptul că a fost greșit ce am făcut eu, faptul că încercam să-mi înving fricile și traumele prin droguri. A fost o greșeală foarte mare pentru că mă simțeam bine o oră, două, a doua zi eram praf. Nici nu am avut alte oportunități, de ce am zis la început faptul că consumatorii de droguri sunt niște oameni care atât au avut, atât au știut, atât au putut. Eu nu aveam bani, nu-mi dădeau părinții bani și nu aveam bani să mă apuc de un sport sau de altceva. Costa 150 de lei să te bagi la sală, să ridici greutăți. Nu aveai bani de așa ceva. Statul român te ajuta cu senzaționala sumă de 25 de lei. Trebuia să mai plătești 125 de lei din buzunarul tău și nu mergea să te combini ca la droguri. Mă refer la orice. Deci tu vrei să-ți învingi fricile și fiecare are mecanismul lui. Cineva merge la sală, cineva face box, cineva face dansuri, cineva cântă, face lecții de pian de canto, cineva merge la psiholog, de ce nu? Pare că aici enumeri modurile sănătoase de a depăși. Da. Pe și care consider tu că tu admiți faptul că metoda ta n-a fost sănătoasă. Stai, dar care consideri tu că sunt modurile sănătoase de a depăși genul ăsta de traume sau frici sau experiențe? Să îți înfrunți fricile, ți-e frică să vorbești în public cu oamenii, te duci și vorbești în public, faci stand-up comedy, faci public speaking, faci ceva, ți-e frică de violența fizică pentru că te bate, tai că tu faci box, faci sală, te faci și mai mare. Și acum ca o scurtă întrebare, ție de ce ți-a fost frică ca să te apuci de droguri? Pentru că pare că celelalte frici de respingere. Ok, pare că celelalte frici pe care tu le-ai enumerat, tu ai găsit soluția în niște manifestări sănătoase. Cu alte cuvinte, ți-a fost frică de public speaking, te-ai apucat de stand-up. Da. Ți-a fost frică, adică... Da, m-am apucat și de box pentru că mi-a frică de violența fizică. Pentru ce problemă nu ai putut tu să găsești altă soluție decât consumul de droguri? În primul rând m-am apucat de... cu ce n-am găsit altă soluție decât consumul de droguri, mi-era frică de respingere. Mă gândeam că ceilalți prieteni o să mă respingă dacă încep să deschid gura, mă gândeam că fetele o să mă respingă dacă le spun ce simt pentru ele și faptul că îmi place de ele. M-am simțit respins toată viața mea de către părinții mei și aveam impresia că și ceilalți oameni din jurul meu, colegii mei sau colegele mele, o să mă respingă, o să mă ostracizeze, o să mă excludă, o să mă abandoneze, o să fiu singur și așa mai departe. Nu mi-a plăcut niciodată singurătatea, nu mi s-a părut că sunt mai liber și că pot să fac ce vreau acum că sunt singur. Mă simțeam abandonat în momentul în care eram singur. Stand-up-ul, tu dacă ai 100 de glume în momentul de stand-up, ai 100 de momente de validare, ai 100 de momente în care lumea râde sau nu râde, 100 de momente în care lumea zice ești bun sau nu ești bun. Stand-up-ul e un mecanism de validare enorm, e un mecanism de validare mai bun decât muzica. Lumea nu aplaudă sau nu râde la muzică. Deci ce vreau să spun, era un mecanism de validare. Stand-up-ul mi ofera foarte multă validare. Dacă aveam 100 de glume, aveam 100 de momente de validare pentru că râdea lumea la glumele mele. Pentru că eu nu aveam încredere în mine. Nu eram în stare să mă validez singur. Dacă puteam să mă validez singur sau cercul meu de prieteni să mă valideze, n-aș fi căutat validarea exterioară a 200 de oameni. Și vreau să mă întorc să termin ideea la
ce spuneam eu despre faptul că n-am avut atâtea oportunități. N-am avut bani. N-am avut bani să mă duc la sală, n-am avut bani să mă apuc de box, n-am avut bani să mă duc la psiholog. Aveam 42 de lei alocația de la statul român în momentul ăla. Hai să-ți spun ceva. Niciun psiholog în viața lui n-o să lucreze cu tine pe 42 de lei. Și dacă aș fi avut 84 de lei alocația în momentul acela, niciun psiholog nu ar fi lucrat cu mine pentru 84 de lei, nimeni nu m-ar fi primit la sală pentru 84 de lei, nimeni nu m-ar fi primit la box, la pian, la canto, la dansuri pentru 84 de lei, nimeni. Drogurile mereu au fost cea mai ieftină variantă. N-aveai 60 de lei să-ți iei un geu sau o boabă, dădeai 30 de lei tu, 30 de lei prietenul tău și vă combina asta chestia aia. În rest nu se putea face așa ceva. Dacă costa 150 de lei să te duci la psiholog, nu puteai spui 75 tu, 75 ăla. Vă luați fiecare ședința voastră și dădeați 150 de lei tu, 150 de lei ăla. Dacă te costa 250 de lei să te duci la box, nu puteai să pui 125 de lei tu, 125 de lei prietenul tău. Trebuia să dați fiecare banii aia. Și așa mai departe. Nici la canto nu puteați să faceți jumate-jumate cu un prieten, nici la dansuri, nicăieri. Dacă n-aveai bani, n-aveai ce să faci în cartier. Și dacă vrei să te plimbi cu bicicleta, dacă n-aveai 800-1000 de lei să-ți iei o bicicletă, cum te plimbai tu cu bicicleta? Cel mai ieftin lucru era să stai la scara blocului. Să stai la scara blocului era gratis, să stai la colțul blocului era gratis, să stai pe bordură era gratis. Să golănești prin cartier era gratis. Faptul că la un moment dat te plictiseai de golănit și făceai o chetă, dau eu 10 lei de el, 20 de lei, luăm și noi un geu, e partea a doua. Unul din motivele pentru care am făcut droguri în loc să fac altceva era pentru că era mai ieftin. Ce mi se pare mie cumva chiar și emoționant este că tu te gândești acum, nu știu dacă te gândeai așa și când erai tânăr, că asta e întrebarea, te gândești acum ce alte activități constructive ai fi putut avea, da, ca să nu recurgi la asta. Da. Care este cumva un gând foarte matur, adică te gândeai la asta și atunci că ți-ai fi dorit să faci alte lucruri care nu erau disponibile pentru tine? Da, și nu m-au lăsat părinții. Am vrut să mă apuc de box, nu m-au lăsat părinții. Am vrut să fac alte lucruri, nu m-au lăsat părinții. Și sport și altele. Și au ce să faci tu cu asta, că tu te să înveți școală. Mi-am dorit chiar să merg la muncă în timpul vacanței de vară, ca să am și-o banii mei, să nu mai depind de ei, să-mi iau hainele pe care le vreau eu. Și nu m-au lăsat să mă duc la muncă, că știau că nu o să mai învăț școală dacă o să descoper banii și o să-mi placă banii. N-au crezut nici în psiholog părinții mei. Au zici ce, îți zice la cum să gândești, ei n-aveau bani, n-aveau nicio problemă să-mi dea bani ca să mă duc la meditații, la matematică, să-mi zică profesorul cum să gândesc din punct de vedere matematic, asimptotic, logaritmic, mai știu eu ce, dar să nu mă duc la psiholog să-mi zică ăla cum să mă comport în societate. Păi ce, ești prost, nu știi cum să te comporți în societate, zice omul ăla cum să gândești. Maica mea nu credea în psiholog. Și nu mi-au dat niciodată bani pentru asta. Am fost o singură dată în timpul liceului. Deci în timpul liceului am fost o singură dată la psiholog, am dat 100 de lei. Și na, prima ședință când mergi la un terapeut e mai mult de cunoaștere, ca să îi povestești traumele tale prin ce ai trecut. De-abia la următoarele ședințe, nu la prima, ajungi să dezbați fiecare lucru și să ajungă să te rezolve. Tu dacă ai fost traumatizat ani de zile, în niciun caz nu o să te rezolve cu prima ședință sau a doua sau a treia. E un proces de durată și n-am avut bani în liceu să mă duc mai mult de prima ședință. Ok, revenind acum la povestea principală legată de consum. Deci cumva programatic te duceai în vamă, da, unde ai început să consumi substanțe chimice, droguri chimice. Da, boabe și amfetamine, speed. Ok. Și chestia asta ți-a adus ceea ce căutai sau cum a fost experiența asta? Asta a fost o experiență care s-a perpetuat de-a lungul liceului? Da, de-a lungul liceului și în facultate puțin, pentru că mă duceam în cluburi și mai mult de 200 de lei n-aveam să mă duc în club, ăia erau banii pe care luam la o deschidere la stand-up și de banii am luam pastile, amfetamină, mai dădeam bani pe bilet, mai dădeam bani pe taxi și așa mai departe. 200 de lei nu erau destul pentru cocaină sau pentru
alte droguri. Și nu mi-au adus neapărat ce mi-am dorit. Am făcut niște depresii de la pastile, cum n-am făcut de la nimic în viața asta. A fost horror de la nimic. Deci nici de la iarbă, nici de la ketamină, nici de la nimic n-am trăit depresii mai puternice ca de la pastile. A fost oribil. Revenind din nou la momentul în care erai în liceu și mergeai în vamă. Deci au fost 4 ani de liceu. Da. Te duceai vara în vamă. Da. Și consumai lucrurile astea. Și în timpul școlii fumai, bănuiesc, nu? Da, asta făceam în timpul școlii. Și aveam bani pentru treburile astea de unde aveai? Că înțeleg că ai tăi nu-ți dea nimic. Adică spui că nu ai avut bani de psiholog sau să te ajuți în alte... N-am avut sute de lei pe mână niciodată. Am avut 30 de lei pe mână și de banii aia, deci, sau 50 de lei maxim, și de banii am luat ceva. Mai mult de 100 de lei n-am avut. Și în vamă și în rest cum te rugai? Adică erai suficient de simpatic cât să te ajute alți oameni, ca să zic așa, sau cum procedeai? Dădeam 5 lei pe bilet de autobuz dus, 5 lei pe biletul de autobuz întors, 30 de lei pe jumătate de pastilă făceam chetă cu un prieten și în rest ce mai era pe acolo. N-am cumpărat băutură din club, cumpăram băutură de la marketuri și o beam pe plajă sau intram cu băutura în club în rucsac dacă se putea. La Goblin Vama Veche așa făceam. Înfășuram sticla într-un hanorac și o intram în club cu ea. Și cum arăta vama? Că eu am prins și cei de aici fiind mai în vârstă au prins altă vamă. Cum arăta vama pentru tine în anul, ce an era? 2013-2014. Cum arăta? Adică care era sentimentul, care era trăirea acolo? Am prins-o fix înainte să se strice, dar fix înainte să se strice, deci era frig pe plajă de 1 mai și oamenii furau garduri, scânduri din sat de pe nu știu unde și le puneau pe foc și făceau focuri de tabără, din umbrele, din garduri, din pereții de la cluburi, din orice. Încă am prins perioada cu focul de tabără făcut acolo și cu butoaie și așa mai departe. Acum nu mai sunt focuri de tabără, mor de frig pe plajă. Da, multă lume spune asta, adică și eu spun asta la 34 de ani și cei de 40 spun asta, toți spun că au prins vama înainte să se strice. Sunt convins că am prins-o înainte să se strice. Pe lângă faptul că aveai focuri de tabără, dacă îți era frig, puteai să incendiezi ceva, să te încălzești, se strângea toată lumea în jurul focului de tabără, era o întâlnire a oamenilor, bea toată lumea și cânta Andy Popa, acel vestit. Și nu era nici atâta gardă în vamă cum e acum. După povestea asta cu saga cu copiii care au murit, sunt echipaje întregi care stau lângă Molotov, vama veche, și e foarte multă gardă și merg pe plajă, îți pun lanterna pe tine, te întreabă ce ai, îi vezi pe principală lângă Molotov. Foarte, foarte multă gardă la Tehnoase acum. Și ai tăi nu s-au prins de consumul ăsta de vară? Nu, păi stăteam ore întregi să-mi revin, adică dacă mi-era rău nu mă duceam acasă. Acum dacă mă întrebi, e o mizerie. Eu dacă aș avea un copil aș vrea să-mi spună că mi-e rău că a consumat droguri, adică nu l-aș bate că vine drogat acasă că e rău, decât să știu că stă cu niște gunoaie de oameni într-un club de căcat, doar ca să-și revină să pară mai normal. Dar aș fi la modul ok, vino acasă, pune-te, dormi în pat ca și când ai fi beat sau ceva și îți revii, îți dau niște magneziu pentru boabele alea și vorbim a doua zi. Și absența de acasă, cum o justificai? Adică ce te spuneai? Dar ei știau că mă duc în vamă. Păi și cum s-a întâmplat asta exact? Ce anume? Între momentul în care nu puteai să faci nimic fără supraveghere. Ok. Și momentul în care puteai să mergi în vamă și să te întorci când consideri. Da, au zis că m-am făcut mare la 15 ani și era ok să mă duc doar în weekend-uri și doar în timpul verii. Adică în timpul școlii nu mă lăsau să stau nu știu câte ore, 12 ore plecat de acasă. Să nu crezi că era o libertate tot anul. Și episoade violente în timpul liceului au mai existat? De la 15 ani până când ai terminat liceul? Nu prea multe, s-a mai calmat tata puțin după ce l-am dus la poliție, am mers într-un fel, dar doar de rușinea oamenilor de la poliție, adică nu pentru că i-au făcut dosar penal sau ceva. Crezi că foștii lui colegi de liceu, cum spuneai, au vorbit cu el în sensul ăsta sau crezi că s-a întâmplat ceva? Și băteau copiii, mi-au zis și ei că și-au bătut copiii polițiștii ăștia. Deci și poliția își bate copiii, consideră că e o formă de educație, încalcă legea. Dacă o să uite cineva în codul penal o să vadă că e infracțiune, dar nu zice nimeni că e legal dacă le oferi o formă de educație sau că eu te-am făcut, eu te omor, e 100% ilegal. 100%. Încercam doar ca să găsesc o motivație pentru ameliorarea asta a violenței domestice. Adică faptul, de ce? Faptul că i-a fost rușine de faptul că a fost dus la poliție pentru asta. Ok, și ok, parcurs liceul,
sub auspiciile astea, sub consum vara, da, fumat și liceul merge și la finalul liceului, examen, trebuie să te duci undeva. Da. Ce s-a întâmplat? Am luat bacul cu notă mare, am ajuns la București la facultate, am fost cred că al 10-lea la liceu ca și medie, am ajuns la liceu la facultate, m-am apucat de stand-up comedy, am mers foarte bine cu stand-up comedy-ul, în sensul în care m-au plăcut comedianții, am ajuns să fac bani din deschideri, luam 200 de lei pe o deschidere la stand-up și de banii aceștia mă duceam într-un club, de unde plăteam intrarea, biletul câtea 30-40 de lei, 60 de lei pastat de ecstasy, mai dădeam 20 de lei pe un pachet de țigări, mai luam un taxiu, nu știu, ceva de băut în club, o apă, ceva, când se terminau banii, mai beam și apă de la robinet din club. Na, zic și asta că nu e rușine. Și dai, bani. Revenind, dai bacul și le iei ca lumea. Da. Și te duci la București și spui că te-ai apucat imediat de stand-up. Da. Adică era chestia asta... Eram fan stand-up, am văzut stand-up-ul. Scopul spre care tindeai în momentul ăla? Da, am descoperit că îmi place asta, am făcut public speaking și debate când eram în liceu și îmi plăcea foarte mult să fac fetele să râdă. Aveam un crush în liceu care avea ochii albaștri și era blondă și îmi plăcea foarte mult să o fac să râdă. Și îi spuneam glumele mele, nu voiam să îi spun bancuri scrise de alții. A fost prima femeie pe care am zis că am iubit-o, dar n-am combinat-o. Ea era combinată cu cineva și am așteptat luni de zile ca să se despartă de ăla. Mă uitam la ea pe Facebook să văd dacă mai scrie în inner relationship sau nu cu ăla. Și după ce s-a despărțit, a luat-o altul. La 10 zile a combinat-o altcineva. Am zis că nu-mi vine să cred așa ceva. Tinerețe, timpurie și adolescență. Se termină cu tine, terminând liceul la Mangalia, liceul pe care și l-a dorit și ai tăi și tu. Cu tine care, deși ai obținut niște rezultate ok în liceu, te duceai în fiecare vamă și te bombardai chimic de fiecare dată când aveai ocazia. Nu m-a prins niciodată 12 noaptea treaz în vamă, că era pe alcool, pe boabe, pe ceva. Nu m-a prins niciodată 12 noaptea treaz. Și în timpul școlii fumai. Da. Ai niște experiențe pe care le consider valoroase? Adică din vama, adică ai niște chestii pe care te bazezi și acum, adică niște lucruri mișto care s-au întâmplat, adică regresi perioada aia, ai făcut-o diferit dacă ai fi avut ocazia acum? Nu. Ai extras ceva pozitiv într-un anumit veche, sens? Ce am găsit pozitiv în vama veche e faptul că poți să fii cum vrei tu ca om atâta timp cât nu-i deranjezi pe ceilalți. Poți să fii cum vrei tu, poți să te îmbraci în unicorn, poți să te îmbraci în boschetar, poți să te îmbraci în cămăși înflorate, nu-ți zice nimeni că ești gay dacă porți cămăși înflorate, poți să fii cum vrei tu. Deci era un sentiment de libertate. Da. Și tu, la rândul tău, puteai să te manifesti cum dorești. Da, și te-a acceptat toată lumea atâta timp cât nu-i deranjai. Ai schimbat ceva acum, având în vedere segmentul pe care l-am discutat de copilărie timpurie? Ai făcut ceva diferit? Dacă cu informațiile de acum? Adică ai fi putut să faci mai mult pentru tine, în primul rând. M-aș fi apucat de sport, aș fi făcut altceva, poate dansuri, poate pian, poate box. În mod sigur aș fi făcut box dacă aș fi avut banii necesari ca să fac asta, ca să-mi înving frica de agresiune și frica de ceilalți oameni. În momentul în care nu-ți mai e frică să-i confrunți fizic pe oameni, nu-ți mai e frică nici să-i confrunți în mod verbal. În momentul în care îți comit o nedreptate sau sunt toxici cu tine sau vor să întreacă limitele să abuzeze într-un fel de tine, poți să le zici, nu sunt de acord cu asta, mă deranjează. Dar asta ca un substitut al consumului de substanțe, da? Sau în paralel? Adică ai fi ales să nu consum, dar să faci asta sau le-ai fi ocupat amândouă? Să nu consum și să fac sport, să fac box, să fac altceva. Oricum lumea sportului nu încurajează drogurile. Și poți să fii dat afară pentru asta, adică la meciuri oficiale se fac teste de doping și pierzi meciul doar pentru că te-ai dopat. Și dacă vrei să ai un mod de viață sănătos, nu consumi lucruri. Tu ca sportiv trebuie să mănânci 4-5 mese pe zi, mai ales dacă ești înalt și ai 1,94 m, trebuie să mănânci mesele alea. Toate căcaturile astea îți taie pofta de mâncare, și speed-ul, și boabele, și mai știu eu ce. De ce crezi că sportivi cum erau Mike Tyson sau McGregor au ferme de crescut iarbă? Pentru că tu ca sportiv ai nevoie să mănânci, să bei
și să dormi. Ce-ți dă iarba? Îți face poftă de mâncare? Ți se face sete? Ți se face somn? Restul chimicalelor fac exact contrariul. Și atunci în niciun caz nu boabe și spid. Ok, cred că putem să închidem primul segment de copilărie și tinerețe timpurie. Da. Și urmează următorul episod curând. Nu știm cum tragem exact, că e o poveste personală. Noi ne-am planificat ceva, dar nu știm dacă o să facem cum am planificat. Dar simt că aici am putea pune multul. Cum? Vrei să mai spui ceva? Ai ceva de adăugat? Vreau să le spun copiilor să nu se apuce de droguri, să găsească alternative mai bune și dacă nu au bani, poate pot să muncească în timpul verii, să-și găsească un job de vară undeva, să-și strângă banii ăia și mai important decât atât, să nu-i cheltuie pe lucruri care să le ia ochii celorlalți, că asta făceau copiii la mine din liceu, munceau toată vara la niște joburi grele, cu stat cu cap în soare, își luau Jordan, ultimele telefoane, ceasuri scumpe cât jumătate din salariu și după aceea nu mai aveau bani și erau niște oameni triști și speriați în niște haine scumpe. Pe interior erau varză, doar hainele contau. Să le spun copiilor să nu facă nici asta, să-și cumpere haine scumpe sau să dea banii pe droguri, să investească în viața lor personală, adică în și în educație, dar și în ședințe la psiholog. Este foarte important să se ducă la psiholog, să vorbească cu cineva despre ce se întâmplă în familia lor, fie că e violență, fie că e un divorț, fie că e alcoolism sau ce se întâmplă în familia lor și să evolueze ca oameni. Deci drogurile nu sunt o soluție, vă spun eu, te simți bine 2-3 ore, ți se face rău a doua zi și ești același om și după aia îți pui mai multă încredere în droguri și în băutură decât în tine ca om. Ce bine că am avut tupeu că am băut sau m-am drogat, nu ce bine că am avut tupeu că sunt un om curajos, că sunt un om bun, că merit să fiu iubit, că sunt un om minunat eu ca persoană. Și mai am ceva de spus dacă despre Patreon. În momentul de față sunt ruinat financiar, mă amenință ANAF-ul cu somații, mă amenință ANAF-ul cu executarea silită. Am plătit 75 de milioane amendă penală pentru jumătate de gram de iarbă, pentru că m-au prins în termenul de încercare, jumătate de gram de iarbă pentru consum propriu, nu pentru dealerit. Le-am plătit din cardul de credit, acum nu mai am niciun ban nici pe cardul de credit, am minus 500 de lei, dacă nu știe cineva cum e să fii pe minus, nici măcar pe zero cu banii, vă spun eu cum e, nu mai am nici măcar loc de muncă, efectiv sunt terminat financiar și oricine mă poate ajuta sau stă mai bine ca mine, poate să îmi doneze pe Patreon, le pot oferi oamenilor conținut de calitate, putem face conținut pentru Q&A, să mă întrebe lumea lucruri, să le răspund, le pot da oamenilor bilete la show, la stand-up, putem face meet and greet-uri, să mă întâlnesc cu oamenilor, le răspund la orice întrebări își doresc ei. După podcastul pe care l-am avut cu Tetelu, mulți oameni mi-au pus tot felul de întrebări despre perioada aia ca să-i pot ajuta în viață și îmi doresc să ofer ceva de calitate societății și dacă sunt oameni care poate nu au bani sau nu au o situație financiară, e ok, știu cum e să fii sărac, măcar să-mi dea și mie follow pe Instagram, foarte multă lume nu știe cât valorează follow-ul pe Instagram, pentru mine contează foarte mult să am urmăritori și să am o comunitate și simt că o pot integra mai bine pe Instagram decât pe Facebook sau pe TikTok sau pe alte lucruri. Măcar un follow pe Instagram.